Bine ați venit! Începem astăzi un curs introductiv în care o să discutăm generalități despre virusul HIV și infecția cu acest virus, care poate să producă diverse stadii de generare a imunodeficienței, pe care o să le discutăm ceva mai pe scurt, ca să vedem cum clasificăm acești pacienți infectați cu virusul HIV și să vedem și la ce fel de complicații se poate ajunge în urma acestei infecții. În primul rând, ca la orice curs, trebuie să începem cu o parte mică de epidemiologie, care nu e tot timpul foarte dorită, dar ne arată unde ne plasăm la nivel mondial cu această infecție, care a apărut undeva pe la nivelul anilor 80. Atunci au fost raportate primele cazuri. În 1983 s-a identificat virusul și se estimează că au fost un număr de 78 de milioane de infectări, care au produs deja 39 de milioane de decese de la începerea acestei infecții. În prezent ar fi 36 de milioane de persoane infectate și o proporție foarte mare, 21 de milioane, sunt în terapie antiretrovirală. În decursul acestei prezentări o să tot vedeți un acronim ARV, care înseamnă terapie antiretrovirală. Puteți să țineți minte că Arbunescu ține cursul și e terapia ARV antiretrovirală. Da? Ea se referă la toate principiile. O să vedeți că sunt mai multe clase, exact despre care vă spuneam înainte de înregistrare. O să trecem prin structura virusului HIV și când ne referim la terapie antiretrovirală, ne referim la toate clasele per global. Terapia aceasta extrem de importantă antiretrovirală, pe care trebuie să o inițiem cât mai rapid de la momentul diagnosticării infecției HIV, a reușit să reducă foarte mult mortalitatea la nivel global. Bineînțeles, persoanele respective fiind pozitive și crescând prevalența la nivel global. Deci crește prevalența, dar reduce mortalitatea. Asta ne interesează cel mai mult, în cel mai înalt grad. De ce? Pentru că de la momentul în care încep să se replice aceste copii de virus HIV, ele, în momentul în care s-au încastrat deja în ADN-ul celulei gazdă, din acel moment nu mai există nicio posibilitate de a putea scoate acest material al virusului HIV, materialul genetic, din celulele organismului uman. Există însă și unele excepții, dar nu o să discutăm despre ele astăzi. Sunt unele foarte interesante pentru că respectivele persoane au trecut prin alte patologii concomitent și, în urma unui tratament eficace cu antiretrovirale, au reușit, combinând cu un tratament pentru alte patologii, vorba de niște neoplazii hematologice, să nu mai prezinte deloc virus HIV. De asemenea, e foarte important pentru reducerea transmiterii acestei infecții, terapia antiretrovirală. A scăzut incidența cu 38% din 2001 de la implementarea acestei terapii. Rata de infectare continuă să fie una mare, unde? În zonele unde terapia aceasta antiretrovirală nu este încă corect implementată și nu este largă ca posibilitate de achiziționare din partea pacienților sau de prescriere din partea medicilor. Și e vorba de Europa de Est și Asia Centrală. Aici e ceva mai dificil să putem procura pacienților medicație extrem de necesară. De asemenea, există o epidemie explosivă pe cale heterosexuală asociată altor boli cu transmitere sexuală. O să mai fie asta în decursul cursului. S-ar putea să nu trecem prin el, având în vedere că e un curs astăzi ceva mai pe scurt, încercând să condensăm foarte multe informații. Informațiile, în mod normal, în acest curs sunt în 5 episoade, a câte aproximativ 3 ore. Important este să reținem că infecția cu virusul HIV se asociază cu alte boli cu transmitere sexuală. Deci o persoană care are boli cu transmitere sexuală deja prezente, e foarte mare risc în acest caz, un O3 și o mult mai mare față de populația generală, să poată procura și infecția de tip HIV, deci să contracteze și aceste infecții. Acelea sunt persoanele cele mai expuse. Acesta este un lucru foarte important. UNAIDS este un deziderat lansat de Națiunile Unite în 2014 și care ghidează terapia împotriva infecției HIV, care dorește să încheie această epidemie de SIDA, adică imunodeficiență dobândită,
în urma infecției cu virusul HIV, în momentul în care se ajunge la un nivel foarte mic de limfocite, limfocite distruse pe seama multiplicării agresive a acestui virus în acele limfocite. Și ținta este de a încheia această epidemie în 2030 și se ghidează pe un număr de 3 numere 90. 90, 90, 90. Primul 90 este 90% din persoanele infectate să fie diagnosticate și să cunoască statusul serologic, deci să meargă, să fie testate și să aibă cunoștință despre prezența anticorpilor pozitivi și, bineînțeles, apoi și a numărului de copii de virus HIV. Al doilea 90% se referă la persoanele care deja au fost diagnosticate, 90% cel puțin să fie inițiată terapia antiretrovirală imediat și din aceștia 90% cu terapia antiretrovirală să atingă deja supresie virală, adică să nu mai aibă un număr mare de copii de virus HIV. Dacă ar fi să analizăm la nivel global, în Asia de Sud-Est avem 6% din populația globului, dar acolo este 50% din populație infectată cu virus HIV la nivel global. Deci vă dați seama ce concentrare de populație HIV pozitivă este în special în Asia, în Africa de Sud-Est. 43% sunt din cazurile nou diagnosticate anual. De ce? Pentru că nu avem nici terapie antiretrovirală. Deci sunt foarte multe persoane infectate HIV, nu avem posibilitatea de a avea terapie antiretrovirală, sistemul sanitar este oarecum deficitar și atunci și transmiterea e una foarte ridicată. La nivel global, nu numai în cazul Africii, mai frecvent se transmite infecția în cazul femeilor. 3,2% versus 1,6%, calea de transmitere fiind predominant prin contact heterosexual. Aici vorbim în cazul Africii subsahariene, mai ales acolo acesta este tipul de transmitere. Iar țara care este cel mai crunt lovită de această epidemie a infecției cu HIV și a SIDA este reprezentată de o țară la granița dintre Africa de Sud și Mozambic, care se numește Swaziland. Denumirea mai nouă a statului este regatul Eswatini. Este prima țară ca prevalență la nivel mondial. 27% dintre adulți între 15-49 de ani. Sigur, o să vă întrebați de ce adulți între 15 și 49 de ani. În mod normal trebuie să fie între 18 și 49 de ani. Însă așa este făcută statistica. Toate datele sunt preluate exact din Kumar. Probabil pe seama faptului că viața sexuală începe ceva mai devreme în aceste țări. Și 27% deci prezintă infecție HIV. Deci vă dați seama, dintre persoanele adulte, una dintre patru persoane prezintă infecție HIV. În 2017, 2,9 milioane de persoane au avut inițierea terapiei antiretrovirale. Și vorbim și de țările dezvoltate, unde cazurile noi diagnosticate s-au redus, pentru că este o terapie antiretrovirală intens utilizată. Am văzut, ea scade foarte mult transmiterea de la o persoană la cealaltă. Prevalența însă este în creștere, pentru că persoanele care deja sunt pozitive, am discutat că nu pot să aibă o eradicare a infecției HIV din celulele organismului, odată ce acestea s-au multiplicat și s-au încastrat ca material genetic în genomul celulelor gazdă. Și atunci, aceste persoane trebuie menținute cu un număr de copii ARN HIV cât mai mic și de asemenea cu un risc foarte mic de a dezvolta complicații ale scăderii progresive a numărului de copii de limfocite T-helper CD4 pozitive. Aceste limfocite T-helper CD4 pozitive fiind de fapt un fel de senzor care ne arată nou gradul de imunodeficiență la aceste persoane și pe măsură ce acesta scade, există riscul de a se dezvolta infecții, mai ales oportuniste, pe care persoanele imunocompetente nu le dezvoltă în mod normal, sau anumite neoplazii. De ce? Pentru că sistemul imunitar are o toleranță crescută. O toleranță crescută atât antiinfecțioasă, deci apar infecțiile, și o toleranță crescută și malignități, antineoplazii. Și atunci se pot dezvolta de asemenea pe seama adormirii sistemului imunitar al limfocitelor și neoplazii. Și încercăm să
ținem, să menținem aceste persoane pozitive, cu cât mai mare risc, cu cât mai mic risc de a dezvolta complicații și cu un status și o calitate a vieții cât mai bună. Evident, însă, numărul acestora se va însuma și prevalența este în creștere. Vedeți, o treime au peste 50 de ani, deci persoane infectate deja de 5-10 ani, poate și mai mult, și care sunt în continuare pe terapie antiretrovirală, evaluate periodic pentru a observa cât mai rapid dacă apare acest status de imunodepresie. De exemplu, cumarul fiind un tratat din Regatul Unit al Marii Britanii, avem statistica din Marea Britanie. În 2017, în toată Marea Britanie și restul țărilor din regat, aveam un număr de 4.363 de noi cazuri. Un număr foarte mic. Prevalența însă, apropo de acest lucru, este de 101.600 de persoane. Deci, vedeți, se însumează toate persoanele care la un moment dat au făcut parte dintre noii pozitivi, însă incidența s-a redus foarte mult. Dintre aceștia, apropo de dezideratul 90-90-90 al UNAIDS, 92% cunoșteau diagnosticul, 98% erau cu terapie antiretrovirală deja și 97% aveau deja supresie virală. Bărbații homosexuali și populațiile heterosexuale din Africa subsahariană, în special femeile, spuneam, sunt cele care sunt expuse mai ales riscul cel mai mare de a dezvolta infecția. Deci în țările dezvoltate, în special bărbați homosexuali și pe al doilea plan, populații heterosexuale, mai ales venite din zona Africii. Și acolo riscul de transmitere mai mare în cazul femeii. Cum reducem incidența? Testare cât mai rapidă, terapie antiretrovirală și profilaxie preexpunerea la cei la risc. Diagnosticul tardiv, atunci când avem deja un număr foarte mic de limfocite de Helper CD4 pozitive, înseamnă morbiditate și mortalitate ridicată. Și observăm la aceste persoane, deja în stadii avansate ale statusului de imunodeficiență, 52% aveau riscul de mortalitate în 2004. Acesta s-a redus, dar nu semnificativ, 43% în 2017, de când avem această statistică. Lucru care ne arată că e foarte important să inițiem terapia antiretrovirală din stadiile incipiente, nu când ajungem în stadiile avansate, pentru că măsura de a putea reduce riscul de mortalitate nu e una atât de semnificativă în ultimele stadii. Nu prea mai avem ce să mai salvăm. Bineînțeles că aceste persoane sunt expuse la a dezvolta multiple comorbidități și unul dintre cele 5 cursuri este dedicat, cel puțin în jumătate, comorbidităților asociate infecției HIV. Tulburări psihiatrice, hipertensiune arterială, dislipidemie, diabet zaharat, plus afecțiuni respiratorii, renale sau neurologice. Pe unele dintre aceste complicații pot chiar să acționeze ca reacții adverse și unele dintre antiretrovirale. De exemplu, dislipidemia și diabetul zaharat, afectările renale, pot fi și secundare unora dintre clasele de terapii antiretrovirale. Și observați că prin căile de transmitere mai avem și binecunoscuta calea sexuală, am spus, mai ales în cazul persoanelor homosexuale bărbați în țările dezvoltate, mai ales la femei în țările din Asia și Africa, spermă, secreții cervicale și sau prin sânge. Cel mai important marker este încărcătura virală și e maximă în infecția acută, mai ales atunci. Iar această încărcare virală poate fi redusă prin terapia antiretrovirală. De aceea e foarte important să inițiem cât mai precoce. Majoritar contact heterosexual, posibil favorizat, spuneam, de boli cu transmitere sexuală, mai ales acolo, la pacienți cu boli cu transmitere sexuală, riscul este mult mai mare prin aceste zone de ulcerație la nivelul glandului sau la nivel cervical. Riscul este mai mare de transmitere, spuneam, de la bărbat la femeie sau, în caz homosexual, de la persoana activă la persoana pasivă prin contactul anal, prin mucoasa anală, întrucât infecția HIV, virusul HIV, are o predilecție mai mare, se poate atașa mai ușor de mucoasa de la nivel anal. Bineînțeles că există și o transmitere
de la mamă la făt și aceasta este la persoanele HIV pozitive, la mamele HIV pozitive, între 15 și 40% la nou născut, cam aceasta este proporția. Riscul e mai mare de transmitere dacă mama este într-un stadiu avansat, dacă are o încărcătură foarte mare, deci sunt foarte multe copii de ARN HIV și atunci, evident, riscul e mult mai mare să se transmită, sau dacă apar anumite complicații perinaștere, perinatale, adică o ruptură prematură a membranelor sau o ruptură prelungită, deci o expunere îndelungată a sângelui de la nivelul bilozităților la nivelul mamei cu cel al fătului sau printr-o boală infecțioasă la nivelul placentei, chorioamniotită. Așadar, se poate transmite in utero sau perinatal, legat de sângerarea în contextul nașterii, și bineînțeles că se poate transmite și prin alăptare, un odd ratio de 2, adică un risc de 2, de mai mare de 2 față de populația generală, față de mamele care nu au această infecție, de a se transmite la persoanele, la acei copii. Sau, comparația cea mai bună este o persoană care este HIV pozitivă și alăptează propriul copil sau o persoană care nu și alăptează propriul copil. Riscul este de 2 de a se transmite la nivelul fătului. Terapia antiretrovirală însă poate să reducă considerabil acest risc. Numărul de cazuri de transmitere verticală, deci în cazul transmiterii de la mamă la făt, este în Marea Britanie, unde avem niște statistici pe care putem să ne bazăm, de 1 la 1000 de cazuri de transmitere verticală. Unde avem un risc mai mare, deci nu rata așa mică de transmitere verticală, atunci când sistemul sanitar nu beneficiază de măsuri de igienă, de asepsie în contextul nașterii. Deci infecții pe cale materno-fetală în cazul țărilor un nivel economic scăzut. De ce? Pentru că e posibil ca mamele să nici nu știe de infecție, adică să nu avem un screening în cazul persoanelor gravide. Lipsa sau posibilitatea restrânsă de a avea aceste persoane terapie antiretrovirală și continuarea alăptării. Alăptarea e un lucru bun, dar în cazul în care persoana este HIV pozitivă, acest lucru ar trebui sistat. Bineînțeles, există un risc foarte mare și în cazul expunerii în contactul cu ace și seringi, care poate fi un element de expunere accidentală în contextul diverselor manevre invazive în spital sau poate să fie la persoanele consumatoare de droguri intravenoase. Și știți că există niște programe prin care încearcă autoritățile să reducă transmiterea acestor infecții asociate consumului de droguri intravenoase la persoanele dependente de droguri intravenoase printr-o toleranță a acestui fenomen, consumul de droguri, însă prin încercarea de a le pune la dispoziție din timp în timp, la niște intervale regulate, ace și seringi sterile. Deci se tolerează acest fenomen de consum de droguri, dar încercarea de a le procura astfel de seringi și ace sterile pentru a încerca să limităm transmiterea acestor infecții. De obicei, infecția HIV în context de consum de droguri intravenoase se asociază și cu alte infecții de asemenea extrem de severe, de exemplu, infecție cu virus hepatitic B sau C. Există și un risc, bineînțeles, spuneam în cazul expunerii accidentale, în contextul unor manevre invazive în spital, prin înțepătură la nivelul personalului medical. Riscul însă este de 0,3%, iar aceste date care arată un procent de 0,3% ca risc de transmitere sunt date anterioare utilizării antiretroviralelor eficace în reducerea încărcăturii virale. Și există și un întreg protocol la persoanele care tocmai s-au expus accidental de testare rapidă și evident o măsură profilactică pentru a nu se ajunge la
instalarea virusului în celulele organismului persoanei respective expuse. Dar vă dați seama că dacă acesta este procentul în cazul persoanelor care nu aveau terapie antiretrovirală pe acea vreme când s-a realizat statistica, nu exista acest protocol foarte bine pus la punct, vă dați seama că acum riscul este unul și mai mic. Într-o comparație, riscul este cel mai mic de transmitere a infecției cu virusul HIV față de virus hepatitic B sau C, în cazul înțepăturii accidentale cu AC contaminat. Și cam atât despre partea introductivă. Aici e un slide extrem de încărcat cu cazurile, persoanele în cazul cărora ar trebui să facem o testare în prealabil. Aici se referă mai ales la medicina generală preventivă de teritoriu, adică în anumite zone unde prevalența acestei infecții este mai mare sau anumite persoane la risc. Nu o să discutăm despre asta, însă o să trecem direct la împărțirea acestor virusuri HIV. Vedem aici taxonomia tuturor microorganismelor și ne cantonăm doar la anumită secțiune, gamma retrovirusurile, și din acestea avem bulina de sus, lentivirusuri, unde găsim SIV, AGM-ul, HIV-1 și HIV-2. Sunt cele despre care vom discuta. Aici v-am pus o imagine, însă noi vom desena împreună, vom trece prin întreaga schemă, întreaga structura virusului HIV, ca să vedem ce compune virusul HIV și mai apoi am spus toate fazele prin care virusul HIV se instalează în celula gazdă și începe să se multiplice. De ce? Ținta lui este să populeze cu cât mai multe celule. Da? Deci reproducerea, multiplicarea acelui virus HIV. Și se folosește în această situație de celula self. O comparație cu virusul SARS-CoV-2, că tot este recent, observăm cum este structura virusului HIV. Structura virusului HIV, vom discuta despre două virusuri, HIV-1 și HIV-2. HIV-1 este global, HIV-2 doar în Africa de Vest și două excepții, Franța și Portugalia. Avem o structură comună între cele două de 40%, deci o similitudine în structură, însă restul este diferit. Bineînțeles că ne interesează mai ales HIV-1, care este răspândit la nivel global și aici există interspecii, mai multe grupuri, 1-4 grupuri de transfer interspecii, de unde de fapt se consideră că a plecat această infecție. Există tipul M, N și O, înrudite cu virusul imunodeficienței simiene, simian immunodeficiency virus, și subgrupul 4, subgrupul P4, adică, care reprezintă o transmitere intermediară, cimpanzeu, gorilă, om. Celelalte prezintă ca unic intermediar doar cimpanzeu, nu se trece și prin gorilă. Bun, și la această schemă o să ajungem noi după ce discutăm. Am desenat structura virusului HIV la început. Avem aceste structuri roșii, sunt niște glicoproteine care trec prin membrană. Se numesc glicoproteine 41, cele scrise cu roșu. Ele traversează așadar membrana acestui virus. Și de ele, pe suprafața externă, avem aceste căciulițe albastre, care sunt glicoproteinele 120. Ele împreună formează glicoproteina 160. Deci 120 cu 41 fac 161, dar din punct de vedere al virusului fac 160. De ce ne interesează? Pentru că ele, în momentul în care se vor replica în celulele organismului, în momentul în care avem translația viitoarelor proteine din următorul virus HIV nou născut, care va fi eliberat în circulație, ele se sintetizează ca, în urma translației, ca glicoproteină 160. Și abia apoi ele sunt scindate de o protează care le împarte în glicoproteină 120 și glicoproteină 41. Ele sunt foarte importante pentru că fiind suprafața din exteriorul virusului, ele sunt cele care vor ajuta în intrarea, în pătrunderea acestui virus HIV în orice fel de celulă organism. Și hai să trecem spre interiorul acestei structuri a virusului HIV. În interior există o rețea
Să vedem ce. O să desenăm cu negru. Avem o rețea. Un negru, ca un matrix. Este matricea acestui virus. Matricea acestui virus conține și ea, practic este elementul structural de stabilitate la nivelul acestui virus HIV și ea, în structura ei, conține de asemenea o proteină. Se numește proteina 17. În interiorul matricii, deci voi vă imaginați că ea este de jur împrejur. În interiorul matricii avem miezul acestui virus HIV. Deci această formațiune matricea este cu rol structural și protejează ceea ce este miezul din interiorul virusului HIV, pe care o să-l desenăm ca o căsuță, o căsuță roșie. De ce? Pentru că de fapt aici avem elementul cel mai important care trebuie să fie protejat al virusului, ca pe seama căruia de fapt se va realiza acea multiplicare. În această căsuță, noi avem de asemenea niște structuri proteice care o compun. Și avem proteina 24, un lucru foarte important în detecția acestui virus. O să vedem. Noi detectăm virusul HIV prin niște anticorpi, deci serologic, sau în primele momente, în primele săptămâni, putem să detectăm prin această particulă care reprezintă de fapt antigen, nu e anticorp, e fix structură din virus. Pe măsură ce se eliberează în circulație, putem să avem identificate mici particule rămase izolate în circulație sistemică din acest antigen P24. Până să apară momentul în care sistemul imunitar al organismului a reușit să identifice virusul și să sintetizeze anticorpi. Deci până reușim să detectăm serologic această infecție, putem în primele momente, în primele săptămâni, să detectăm acest antigen, să ne bazăm pe el, antigenul P24, care este o proteină din această căsuță, pe care o să o denumim noi medical, nucleocapsidă. Nucleocapsidă. Deci am zis că ce e cu negru e matrice, ce e cu roșu această căsuță în interior se numește capsidă sau nucleocapsidă, pentru că de fapt e miezul. Mai există în această structură și o proteină, dar e de mai puțin interes pentru noi, care se numește P7. Nu ne interesează așa mult pentru că nu putem să o detectăm prin testele existente în prezent. Care ne interesează cel mai mult? Proteina P24. Și acum, dintre anticorpii pe care îi putem sintetiza, noi putem să sintetizăm anticorpi împotriva oricărei structuri. Împotriva glicoproteinelor 120, împotriva glicoproteinelor 41, împotriva proteinei P17 din matrice, împotriva proteinei P24 din nucleocapsidă și împotriva proteinei P7 de asemenea din nucleocapsidă. Care credeți însă că sunt anticorpii care ar putea să mă ajute în inhibarea transmiterii și proliferării acestei infecții? Care dintre ei? Pe cei de la suprafață? Exact, foarte bine, Adriana. Cei de la suprafață, pentru că dacă eu reușesc să blochez aceste structuri care mă ajută să mă agăț de celula organismului și apoi în interiorul ei să multiplic virusul, eu nu o să mai pot să pătrund în celulă. Și atunci, după numărul de zile de viață al acestui virus HIV, el va deceda de la sine. Ținta lui, am spus, ca să trăiască, e să dea urmașilor materialul genetic și ei să continue mai departe să se multiplice. Dacă eu nu mai permit pătrunderea într-o celulă, fie ea macrofag sau limfocite helper CD4 pozitiv, o să închei tot ciclul de replicare al virusului și voi reuși să scap de infecție. Trebuie să fac asta rapid, până virusul reușește să se încastreze în materialul genetic al celulelor organismului. Că din acel moment nu mai pot să rup materialul din cel hibrid, parte din materialul nativ și parte ce s-a încastrat din materialul genetic al virusului HIV. Deci de-aia ar trebui să sintetizez foarte rapid acești anticorpi. Eu am spus că pot să fac anticorpi
împotriva oricărei structuri. Și atunci, diferența este că acești anticorpi, anticlicoproteina 120 și anticlicoproteina 41, ei se numesc anticorpi neutralizanți, pentru că pot să neutralizeze, să contracareze transmiterea acestei infecții. Ceilalți anticorpi împotriva structurilor P7, P17 și P24 se numesc non-neutralizanți, pentru că în momentul în care ar acționa acești anticorpi, sunt deja în faza în care virusul a pătruns în celula organismului, voi inhiba replicarea, dar ei deja sunt în structura celulei self, a organismului. Și atunci ei se numesc non-neutralizanți. Și atunci cel mai mult m-aș putea baza în fazele în care încerc să contracarez răspândirea infecției pe glicoproteina 120, pe anticorpii anticlicoproteina 120 și anticlicoproteina 41. Să ținem minte asta. Și pe asta încearcă să se bazeze și generarea unui vaccin. Însă, până în prezent, nu există un vaccin împotriva infecției HIV. Și o să discutăm când ajungem la structura din interiorul materialului genetic, de ce nu reușim până în prezent să sintetizăm un vaccin eficace, care să îmi prezinte un număr mare de anticorpi direct de la începutul infecției și să contracarez aceste două glicoproteine și în felul ăsta să nu se mai atașeze virusul și să nu mai pătrundă în celulă. Dar hai să terminăm structura virusului HIV, că n-am încheiat. În această nucleocapsidă, unde am zis că e porțiunea cea mai importantă, am, și o să desenez cu portocaliu, două lanțuri. Ce credeți? De material genetic. Două lanțuri de ARN. Deci sunt două lanțuri bicatenar de material ARN și de aia îl fac cu R, îl desenez. Acesta este materialul pe care, de fapt, virusul HIV îl păstrează ca pe o comoară și încearcă să-l livreze în celulele self ale organismului, să-l încastreze în materialul genetic și apoi să ducă la multiplicarea lui mai departe și formarea de noi virioni. Pe lângă acest material ARN, în nucleocapsidă, virusul HIV mai vine în ghiozdan cu niște structuri extrem de importante în fazele de replicare în celulele macrofage sau limfocite de helper CD4 pozitiv. Și ele sunt așa. O să le fac tot cu portocaliu. Am făcut un R invers. De ce? Pentru că mă refer la R-ul de sus, dar l-am făcut invers pentru că este o enzimă care realizează ceva pe dos. Și ceva pe dos este revers transcriere. Deci din materialul ARN, această enzimă va realiza revers transcrierea materialului ARN într-unul ADN. Deci trebuie să facă o matriță ADN, pentru că materialul genetic al celulelor organismului este un material ADN. Deci eu, înainte ca să pot să-l încastrez în materialul celulelor self, trebuie întâi să-l transform să fie asimilabil, să fie în aceeași limbă. Și atunci din ARN îl transform în ADN prin această revers transcriptază. Însă, revers transcriptază nu am la nivelul celulelor, că n-am nevoie de așa ceva. Și atunci virusul HIV trebuie să vină cu propria revers transcriptază să reușească să-și formeze acest material ADN din matrițele de ARN. De asemenea, mai vine pe lângă acest R, și o să schimbăm culoarea acum, virusul mai vine cu două structuri de asemenea esențiale în replicare, I și P. I-ul vine de la integrază. Deci după ce am reușit să fac revers transcrierea din materialul ARN, am făcut ADN, eu am spus că trebuie să-l îmbin, să-l împletesc cu materialul self al celulei și apoi să trec la fabricarea pe bandă rulantă de material genetic pentru viitorul virion și mai departe și de proteine. Aceleași proteine pe care le are și acest virus matur HIV. Pentru ca acel nou virion să fie capabil de sine stătător, să intre într-o altă celulă și să se multiplice mai departe. Mai departe, după ce am sintetizat acele proteine, ele se sintetizează ca niște șiraguri foarte lungi.
de polipeptide. Deci nu sunt direct proteine, sunt polipeptide. Și atunci, pentru a le face funcționale pe aceste peptide, eu trebuie să le transform în mici proteine, active sau funcționale. Și ca să fac asta, trebuie să le scindez legăturile acelor șiraguri. Gândiți-vă că fiecare mărgică e o proteină funcțională și când sunt pe șirag, ele nu pot să fie funcționale, că sunt atașate unele de celelalte. Și atunci, tăierea acestui șirag ca să se desprindă mărgelele care sunt active, se face de către protează. Protează adică taie proteinele mai mari, adică polipeptidele în proteine funcționale. Și asta e structura virusului HIV. Încă o dată, cel mai important, nucleocapsidă. Eu voi încerca să mă atașez cu structurile externe și apoi să-mi insert nucleocapsida în celulă. Și acum să vedem ce artificiu facem, că vreau să ne plimbăm un pic în dreapta și să vedem ce se întâmplă la nivel microscopic. Deci o să preluăm, încă o dată o să desenez doar peretele virusului HIV. Mai apoi desenăm structura reprezentată de glicoproteină 41. Și o să desenăm ceva mai realist, cum arată de fapt glicoproteina 120. Nu mai scriu, dacă aici avem legenda, știm fiecare ce e. E, în aceste glicoproteine 120, avem în interior, o să le facem pe toate, în interior, o să vă figurez aici, avem ca niște mânuțe. Niște mânuțe care sunt la interior. Bun. Ele vin de la sine stătătoare inactive, mânuțele. Deci sunt ca și cum ar sta în buzunar, da? În interior. Această glicoproteină 120 va trebui să se lege, am spus, de o structură, o, să-i spunem, celulă din organismul uman și are anumite predilecții. În primele faze ale infecției HIV se va lega mai ales de macrofage, după care se leagă în special de limfocite T-helper CD4 pozitive, în care începe să se tot replice și spre final ajunge să distrugă acest număr de limfocite T-helper CD4 pozitive, pentru că în momentul în care se replică are și o acțiune toxică directă acest virus. Și atunci de aia se ajunge în fazele tardive ale infecției, pe seama multiplicării și replicării intense din trecut, la un număr foarte mic de limfocite T-helper CD4 pozitive, care reprezintă de fapt un senzor pe unde se situează sistemul imunitar, cât de mare este acel status de imunodeficiență. Hai să desenăm cu tocul negru, că este membrana celulară. Aici avem un macrofag sau un limfocit macrofag sau limfocit T-helper CD4 pozitiv. Bun. Evident că macrofag, mă rog, noi știm despre ce e vorba. La nivelul structurii sale de pe membrană există un receptor. Receptorul se numește CD4. De acest receptor se leagă prima porțiune a glicoproteinei 120. Se leagă de acest receptor. Și în momentul în care s-a legat, aceste mânuțe ale sale, prelungirile, devin active și în momentul în care devin active, ies în afara structurii glicoproteinei 120, încercând să se atașeze și ele de această membrană. Toată această fază se numește atașare și ea are două etape. Deci, prima, legarea de CD4 din membrană, și apoi
legarea cu mânuțele care au ieșit sau exprimat după ce am avut prima fază a atașării, cea dintre glicoproteina 120 și CD4, apoi, în structura membranei, mai există un receptor care se numește, o să-l desenăm cu portocaliu, această structură se numește CCR5 sau CXCR4. De la ce vine? De la receptor chemokinic. Chemokine receptor 5 sau receptor chemokinic 4. În funcție de ce celulă vorbesc. De obicei, macrofagul are CCR5 și în cazul limfocitelor de helper CD4 pozitive, de obicei vorbesc de CXCR4. De această structură se leagă mânuțele acestea care au ieșit sau exprimat în afara glicoproteinei 120. Obligatoriu prin atașare în prealabil de receptorul CD4. Și în momentul în care s-au exprimat mânuțele, reușesc să se atașeze de acest receptor chemokinic. Și ce credeți că se întâmplă? Pentru că sunt legate, vor trage de acest spațiu și vor realiza ca un fel de îngustare a lui. Trag de macrofag sau de limfocitul de helper CD4 pozitiv ca să-l apropie, să fie în contact intim. În momentul acesta avem activarea glicoproteinei 41, care are ca un fel de lasou. Și cu acest lasou se atașează de membrana macrofagului sau limfocitului de helper CD4 pozitiv și trage încă și mai mult, e ca un resort, ca un arc. Trage foarte mult de membrană și o aduce în vecinătate. Motiv pentru care vom ajunge în faza, să desenăm ceva mai în dreapta, în faza în care, nu cu roșu. Avem membrană, aici a acționat, nu mai desenăm chiar tot, doar glicoproteina 120 care s-a legat de CD4, s-a legat și de receptorul chemokinic cu mânuțele pe care le-a exprimat. Bun, și avem glicoproteina 41 care realizează faza de fuziune. Această fază în care glicoproteina 41 se atașează și trage de membrana macrofagului sau limfocitului de helper CD4 pozitiv se numește faza de fuziune. Avem aici structura de glicoproteina 41. În acest moment, cele două membrane s-au contopit. Observați că nu mai există spațiu între ele. Și în faza aceasta urmează ca ce aveam mai de preț, ce avea virusul mai de preț, nucleocapsida, să pătrundă în celulă, să fie aruncată în celula care e macrofag sau limfocit, încă o dată, de helper CD4 pozitiv. Deci, care sunt fazele? Avem faza de atașare, care are două etape. Capătul se leagă de CD4, după care avem exprimarea receptorului suplimentar, mânuțele, care se leagă de receptorul chemokinic, depinde de ce fel de celulă vorbesc. Apoi se activează glicoproteina 41, exprimă resortul, trage de membrană și realizează fuziune. Urmând ca toată nucleocapsida să fie aruncată în citosolul macrofagului sau limfocitului de helper CD4 pozitiv. În interior, desenăm mai departe nucleocapsida și hai să respectăm codul de culoare. Ce am avut? Am avut portocaliu, verde-verde. În interior avem așa. Materialul, revers transcriptaza,
integraza și proteaza. Proteaza. Bun, în interiorul celulei am niște proteaze, alte proteaze, proteazele macrofagului sau ale limfocitului, self, care vor distruge nucleocapsida. Dar nu cu totul. Distrug doar pereții căsuței. Deci realizează liza acestor pereți. De ce? Pentru că vor elibera mai departe în citosol tot conținutul. Și așadar, după ce au lizat toată căsuța nucleocapsida, o să ștergem aici. Păstrăm doar structurile interne. Ce aveam? Două lanțuri RN, revers transcriptază, integrează și protează. Bun. Și acum, am spus că materialul genetic trebuie să acționeze, virusul HIV vine cu material genetic și cu revers transcriptază, pentru că eu trebuie să fac acea întoarcere, acea transcriere a materialului genetic al virusului HIV ca să poată fi ADN. Și aici intervine așadar revers transcriptază. Revers transcriptaza, o să o desenăm, se apropie nu vedeți ultimele modificări? Păi nu știu, eu intru pe colegi, eu văd până la CCR5. Ba da, dar trebuie mutată tabla. Trebuie să tragi, trebuie există să tragi de o jos. Bandă în subsolul whiteboard-ului. Ok, mersi. Trebuie să tragi de ea în dreapta. Acum ți apare ce am desenat? Da, da, mulțumesc. Bun, foarte bine. Deci trageți de bandă că eu merg, desenez înspre dreapta acum, ca să nu ștergem nimic. Bun. Intervine acum revers transcriptaza. Nu, n-am desenat-o bine, că mai avem de desenat niște lucruri lângă ea. Bun, o desenăm undeva pe aici. Revers transcriptaza. Revers transcriptaza are două capete. Să le desenăm cu negru ca să se vadă ceva mai bine. Avem un capăt care are ca un fel de lipici. O să desenez aici ca un fel de tub cu lipici. Da? Asta e un tub cu lipici aici. Să zicem super glue. Da? Un tub cu lipici. În partea de jos are ca un fel de capăt, ca un cuțit, cu zinți. De ce? El va încerca să atașeze noi grupări de baze nucleotidice pentru a realiza din ARN materialul ADN și atunci se va apropia și va desena cum avem structurile de la nivelul ARN-ului, toată înlănțuirea de nucleotide, el va citi acest rând și va pune exact în antiteză pentru a realiza materialul ADN. Știm că există acea complementaritate între nucleotide. Și va pune nucleotide pentru a realiza materialul ADN din acest fir de citire care e ARN. Adică îl traduce în limba ADN-ului cu dezoxiribonucleici în loc de ribonucleici ca acizi. În momentul în care a reușit să formeze tot lanțul, el va folosi capătul care taie și va tăia materialul inițial. Urmând ca apoi, în ADN, adică o să fac aici D de la DNA, nu RNA, în DNA noi avem primul lanț, cel de aici. Și vom face prin complementaritate încă o dată al doilea lanț și o să le desenez acum sus. Și avem două lanțuri. Făcând din lanțurile de ARN așadar, două lanțuri de ADN. Le-am tradus practic. Și apoi capătul litic distruge
materialul inițial de care nu mai am nevoie. În momentul acesta, eu am așadar două lanțuri de ADN și sunt în, o să mut iar frame-ul, sunt, am zis, într-un macrofag sau într-un limfocit. Și în el am un material genetic self, care în celulele noastre am zis că este tot la fel dublu lanț helicoidal. Și voi realiza următorul lucru. Mâzgălitura aia o ștergem imediat, că nu știu de unde. Deci acesta e materialul self al macrofagului sau limfocit T helper, CD4. Și eu va trebui să despart cele două lanțuri ale celulei self și apoi să preiau unul dintre aceste lanțuri, doar pe unul dintre ele, să-l preiau și să-l atașez ca un hibrid în completarea unui dintre cele două lanțuri de ADN al celulei self. Și o să fac asta în felul următor. Din această structură o să șterg zona centrală, fac în etape. Deci am avut materialul, o să păstrez în capete materialul self, după care, da, corect, Sami, hai să dăm cu zoom out, se vadă mai bine. După care, în interior aici, hai să desenăm mai bine cu galben. Da, toți putem să dăm zoom out, zoom in, ca să ne plimbăm, să înțelegem unde desenez. O să fac aici cu galben zonele acestea de material, că sunt, să le identificăm, să facem diferența între cel care reprezintă nucleotidele virusului și cel reprezintă nucleotidele ADN-ului celulei self. Și în interior aici voi avea, am zis, ca un fel de hibrid. Deci voi avea material self cu nucleotide de la nivelul virusului. Și așa va fi tot materialul genetic. Da, va fi combinat între structura ADN-ului self și cel al virusului HIV, pe care tocmai l-am realizat cu reverse transcriere. Da, va fi un material combinat. Cine face asta? Cine îmi desleagă, despiralează materialul genetic al celulei self și îmi atașează, îmi încastrează acest material al virusului HIV, mi-l aduce în această zonă, cine face asta? Integraza. Deci de aceea e necesar pentru virus să vină cu propria integrază, pentru că în macrofag și în limfocitul de helper CD4 pozitiv nu există integrază. Și să zicem că ar reuși să își multiplice materialul genetic, să facă revers transcrierea din ARN în ADN, să aibă două matrițe, dar dacă nu reușește să aibă structura care îl atașează în materialul limfocitului sau macrofagului, nu se va putea replica, nu va putea sintetiza proteine, am zis că se sintetizează sub formă de polipeptide, și nu va putea să sintetizeze ARN-ul proviral, adică materialul genetic al virionului fiu, noua structură HIV care va fi sintetizată în urma multiplicării și apoi eliberată în circulație. Bun. Deci am integrat materialul genetic în structura celulei self. Și mai apoi, urmează să citesc acest material genetic care este un conglomerat, e o simbioză, între cel self și cel al virusului. Și cine face asta? O polimerază. Dar o polimerază care se numește cum? ARN polimerază, ARN dependentă. ARN polimerază, ADN dependentă. Pentru că ea citește un material care am zis că este, îl facem cu D. DNA, material ADN, că tocmai am transformat ARN-ul în ADN. Și va citi niște frame-uri. Hai să considerăm că gruparea a trei secvențe de nucleotide înseamnă un frame.
ca un cadru, da? Și mutăm cadru cu cadru, câte trei. Și el va citi pe cadre, în felul acesta, câte trei. Și în felul acesta voi avea niște litere care reprezintă înșiruirea de nucleotide. Fiecare secvență fiind diferită, ele nu seamănă. Observați că am material diferit, altfel constituit. O să șterg în acest moment materialul pentru că vreau să desenăm în interior. Păstrăm doar frame-urile. Deci aveam material genetic și îl citim în niște frame-uri de câte trei. Câte trei secvențe. Cine face asta? ARN polimerază, ADN dependentă. Ea citește și realizează un ARN mesager. ARN-ul mesager îmi va produce mai departe, îmi va duce acest material citit de către ARN polimerază, în ARN mesager, și îl va transmite către zona unde realizez sinteza de viitoare polipeptide. Și unde e asta? În ribozom, evident. În celula macrofag, în limfocite helper, reprezentată de ribozom. Am scris doar rib. Aici se preia ARN-ul mesager. ARN-ul mesager vine cu secvența de nucleotide. Ele vor fi citite de către ribozom, sunt citite și se realizează în urma acestei citiri sinteza mai apoi de șiraguri. Am zis că sunt niște șiraguri de polipeptide. Și avem, ăsta este o proteină legată de altă proteină, legată de altă proteină, legată de altă proteină și așa mai departe. Ăsta este polipeptidul. Fiecare dintre aceste mărgele fiind câte o proteină. Legate însă am zis că sunt inactive. Și pentru a fi activate, cine acționează? Bineînțeles, proteaza. Proteaza care are, la fel ca revers transcriptaza, acel capăt care tăia litic, proteaza are niște capete și el, și o să le fac așa cu roșu zimții ca să-i vedem mai bine, niște capete ca niște zimți, ca un cuțit, care vor scinda aceste lanțuri pentru a forma proteinele active necesare noului virion HIV. Da? Are niște capete ca niște cuțite și ele vor scinda în aceste poziții și mai departe ce voi avea? Voi avea proteinele funcționale. O proteină, a doua proteină, a treia proteină. Altfel, dacă nu sunt scindate, polipeptidele nu sunt funcționale. Ce înseamnă asta? Vor putea fi înglobate în nou virion HIV, dar nu vor putea mai departe, în următoarea celulă în care trebuie să se replice, să realizeze revers transcrierea, să realizeze integrarea, să realizeze scindarea polipeptidelor în proteine. Pentru că unele din aceste proteine sunt chiar revers transcriptaza, integraza și proteaza. Chiar ele sunt sintetizate în acest moment din ARN-ul mesager prin citirea acestor frame-uri și apoi scindare de către protează. De aceea sunt esențiale aceste trei elemente și acum revin în stânga, shiftăm, râu, iu și pâu, pentru că dacă nu vine cu ele virusul HIV, nu poate mai departe să formeze noi virioni activi, funcționali, maturi, capabili să se replice mai departe singuri, independenți. Bun, și acum vreau să discutăm despre ce se întâmplă în momentul în care facem această citire. O să șterg un pic partea de ribozom, tot ce am desenat cu ARN-ul mesager. Ștergem tot din această zonă. Pentru că vreau să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare citire. În primul rând, eu pot să citesc
tot acest material și să realizez, o să-l fac cu galben, sper că se vede. Ce credeți că am aici? Este exact ARN-ul proviral. ARN-ul genom proviral. Deci o citire a întregului frame a tuturor va realiza materialul genetic al viitorului virion. Pentru că eu în nucleocapsidă am material cu două lanțuri, da, ne întoarcem în stânga de tot, ARN. Acesta apare nou virion prin citirea tuturor frame-urilor. Și apare acest ARN genom proviral. Mai departe, dacă citesc frame cu frame, vedeți unde sunt cu săgeata? Se vede, da? Frame cu frame, dacă citesc frame cu frame, voi reuși să sintetizez ARN mesager diferit în funcție de frame-ul pe care îl citesc cu ARN polimerază, ADN dependent. Și hai să le, să le numim, să le dăm un nume, să le botezăm. Există așa. O secvență de nucleotide care se numește INV, NV, o altă secvență care se numește, o să o facem cu roșu, GAG, și o altă secvență pe care o să o facem cu portocaliu și verde, care se numește POL. Deja cred că v-ați prins de ce. În momentul în care citește ARN polimerază ADN dependentă frame-ul cu INV, se realizează ARN-ul mesager pentru, n-aș fi vrut verde. Hai să facem cu albastru. Am citit așadar această secvență și realizez un ARN mesager albastru, care merge, am zis, la ribozom. Ribozomul l-am făcut cu verde, pare. La ribozom aici se va sintetiza, va citi ARN-ul mesager și va sintetiza o polipeptidă. Care este această polipeptidă? Păi va fi o polipeptidă formată dintr-o secvență albastră și una roșie. Cine sunt aceste secvențe? Sunt exact glicoproteina 120 și cu roșu, bineînțeles, ce aveam, cealaltă glicoproteină de pe suprafață, glicoproteină 41. De aceea vă spuneam eu că per global, în momentul în care ele se sintetizează în urma replicării, poartă denumirea de nu 161, ci glicoproteină 160. E, de aceea e important pentru virus să avem, să aibă, adică protează, pentru că proteaza va scinda această legătură și va face funcționale cele două glicoproteine esențiale în atașare și apoi în fuziune. Altfel, nou virion HIV nu poate să pătrundă în alte celule a organismului. V-am spus că ar fi o idee să încercăm să sintetizăm un vaccin. Și v-am spus că ideea de bază ar fi să sintetizăm un vaccin împotriva acestor structuri care realizează atașarea și fuziunea. Pentru că dacă reușim să avem anticorpi împotriva lor, nu mai intră virusul în celula self. Și v-am spus că nu putem în prezent, nu s-a reușit sintetizarea unui astfel de vaccin. De ce? Cu fiecare nouă replicare în alt macrofag și în alt limfocite helper, deci în altă celulă, de fiecare dată când nou virus trece într-o altă celulă în care se replică, acest INV are anumite modificări. Și adică, în primul ciclu de replicare e INV simplu. În al doilea ciclu de replicare, să zicem că are o steluță. În următorul ciclu de replicare
are ca un bastonaș. În următorul ciclu de replicare are o semilună. Și așa mai departe. Motiv pentru care cu fiecare sinteză a RNA-ului mesager și apoi a polipeptidei care va fi scindată în glicoproteine, de fiecare dată glicoproteinele 120 și 41, și o să le fac cu culoarea fiecăreia, conțin o steluță, conțin un bastonaș sau o semilună. E valabil și pentru 41. O steluță, un bastonaș, o semilună. Și acum ne întoarcem pe frame, mergem în stânga, unde am realizat atașarea. Și acum imaginați-vă că această glicoproteină conține aici, pe structura sa, aceasta. Dacă are aceasta, anticorpul sintetizat, pentru că celulele sistemului imunitar s-au întâlnit deja cu glicoproteina 120, dacă are glicoproteină, cea ca prima de aici, glicoproteină simplă, 120, fără niciun fel de adnotări, avem un anticorp, să-i spunem anticorp anti-glicoproteină 120. Dar el va putea să contracareze, și o să facem cu, ce să facem? O să facem cu negru. O să poată să se atașeze aici și să distrugă o glicoproteină 120 simplă. Dar nu va reuși să recunoască această glicoproteină 120 care are o stea sau ce vreți, un bastonaș, o semilună și așa mai departe. Pentru că recunoașterea se face conform structurii. E ca o identificare cheie în broască sau la mașinile mai noi, o identificare electronică. Ați văzut că sunt zinții aceia ca un desen personalizat pentru fiecare cheie. Așa e și aici. Dacă apare o altă modificare la nivelul acestei chei, nu o să mai poată receptorul, care e broasca veche, să se potrivească pe noua cheie modificată. Motiv pentru care cu fiecare secvență de replicare apar noi și noi forme variate de glicoproteine de atașare 120 și în același timp 41, pe care anticorpii sintetizați de sistemul imunitar SELF nu vor putea să acționeze. Și deși aceștia sunt anticorpi considerați neutralizanți, pentru că ar reuși să inhibe replicarea prin inhibarea atașării și fuziunii, ei nu vor putea să acționeze în realitate, pentru că de fiecare dată forma e alta. Și atunci sunt neutralizanți în teorie, dar nu sunt eficace pentru că de fiecare dată se schimbă forma. E ca și cum s-ar prezenta, și-ar schimba înfățișarea ca un infractor care schimbă înfățișarea de fiecare dată și nu e recunoscut de agenții de pază, pentru că are tot timpul la suprafață altă înfățișare. Ce e interesant? Asta e citirea pentru INV. Acum o să mergem cu citirea pe următorul frame, pe frame-ul GAG. La frame-ul GAG vom avea un alt RNA mesager cu roșu, RNA mesager, care din nou va ajunge și el în proximitatea ribozomului ca să sintetizeze din RNA-ul mesager prin citire polipeptidele, polipeptide care vor avea mai apoi o structură, nu mai sunt, nu cu verde, vrem să facem cu roșu. Mai șiptez un pic cadrul către dreapta, da? Trecem un pic mai în dreapta. Ce va ieși? Nu va mai ieși o combinație de albastru cu roșu ca la INV, ci va ieși o combinație doar de structuri cu roșu. De ce? Pentru că aceste structuri, atașate și ele, pe care acționează, deja știm, proteaza, deci apare proteaza care le scindează, în ce oare le va scinda? În, fiind toate roșii, bănuiesc că ați intuit, e vorba de proteina 24, cea din nucleocapsidă, da? Ne întoarcem în stânga, ce aveam ca structură, aveam proteina 24, matrixul P17 și P7.
O să facem și pe 17 cu negru. Așa l-am desenat. Îl facem ultimul aici. Pe 17 și din nou cu roșu în mijloc pe 7. Deci proteinele matricei și cele nucleocapsidare. Interesant e că am spus, noi putem să avem anticorpi și împotriva acestora, însă sunt non-neutralizanți, deci nu ne ajută la nimic. Degeaba sintetizăm anticorpi împotriva acestor proteine din matrice sau din nucleocapsidă. De ce sunt importante? Am văzut, ele mențin în primul rând structura înconjurătoare, matricea pentru P17 și structura casei, care protejează materialul ARN și cele trei enzime esențiale, reverse transcriptază, integrează și protează. Cine face asta? Proteina P24 și proteina P7, scindate după acțiunea proteazei. Și avem și un alt frame, frame-ul denumit POR. Acum, ce apare din citirea? Din nou, o să shiftăm un pic spre dreapta și sus. Citim în sus aici. O să iasă un ARN mesager, îl fac așa parțial cu portocaliu, parțial cu verde. ARN-ul mesager. ARN mesager care ce va conține? Din nou, va ajunge lângă ribozom, care va face citirea și vom avea iar o secvență portocalie și o secvență verde. Și mai apoi avem material, o polipeptidă din nou, polipeptidă care are un lanț portocaliu legat de niște proteine verzi în același lanț și încă o proteină verde. Cine sunt acestea? Din nou, după acțiunea proteazei, vor fi scindate în reverse transcriptază, în integrază verde și în protează. Deci vedeți cum prin citirea diverselor frame-uri de către același ARN, de către aceeași ARN polimerază ADN dependentă, citind diferite frame-uri, shiftând pe frame-uri, poți să sintetizezi toate proteinele necesare pentru maturarea acestui virus și mai departe pentru multiplicarea în alte celule. Și când citesc tot materialul, realizez ARN-ul viitorului virion. Da, situația nu e doar atât de simplu. Se complică. O să șterg acum conținutul din interior ENV gag pol. Sau nu o să-l șterg, îl păstrăm așa pentru cine vrea să facă o fotografie și mergem în dreapta de tot și mai desenez o dată tot materialul genetic. Și am zis că aveam material genetic negru, cel self, după care aveam combinație din cel galben al ARN-ului, al ADN-ului, mă scuzați, al virusului HIV, combinat cu cel self într-o simbioză, un conglomerat. E, am zis că făceam o citire de la nucleotida 1-3 ENV, de la 4 la 6 aveam GAG și de la 7 la 9 aveam POL. Dar hai să ne gândim out of the box și să facem acum citirea frame-urilor, nu de la 1, ci de la 2. Deci citesc nu 1, 2, 3, ci 2, 3, 4. După aceea 5, 6, 7, după care 8, 9, 10. Da? Deci în loc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, am 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Această citire îmi va determina mie alte frame-uri separate cu alte litere. Și nu o să vă menționez decât unul singur. Sunt foarte multe. Unele reușesc să amplifice procesul de replicare, altele inhibă procesele self ale celulei
ale celulei de distrugere a acestui material care s-a încastrat în materialul genetic self, dar este unul foarte important cu o acțiune specială. El se numește, o să-l fac cu verde, NEF. De ce e importantă această structură NEF? Pentru că macrofagul, o să-i fac membrana, aici aveam, ziceam că e un macrofag sau un limfocit de helper CD4 pozitiv. În momentul în care ajunge să fie modificat în structura self, indiferent ce se întâmplă, niște agenți toxici, niște bacterii, niște virusuri care modifică structura, mie îmi compromit, așa cum am văzut, materialul genetic al structurii self, al celulei. Și atunci eu pot să realizez ca atunci când încerc să semnalizez către poliție, că știți că e semnalul acela, clipește de două ori dacă cineva te ține ostatic. În felul acesta au și sistemele macrofagilor și celulelor limfocite de helper CD4 pozitive un semnal de avertizare către poliție. Poliția în acest caz e reprezentată de celulele care pot să distrugă aceste limfocite sau macrofage compromise, infectate, modificate, care e clar că nu mai sunt în folosul organismului, ci acționează ca o materie brută pentru proliferarea unor agenți infecțioși. Și poliția e reprezentată de, o să facem cu portocaliu, limfocite T, de această dată nu helper, ci cele citotoxice, CD8 pozitive. Ele realizează acțiunea de distrugere a acestor celule compromise. Și în mod normal, ele sunt avertizate cu o lanternă așa roșie, cu semnale cu fum, prin structura pe care o prezintă toate celulele organismului, reprezentată de, o să desenăm aici în membrană, cu mov, o structură denumită MHC1, care vine de la complexul major de histocompatibilitate 1. Dacă vă mai amintiți, din anul întâi de la microbiologie, orice fel de celulă care este compromisă, infectată, distrusă, în ce fel vreți voi, are acest receptor pe suprafața căreia prezintă un fragment, ca un fel de epitop, un fragment din acest virus și care se poate lega doar de limfocitele TCD8 pozitive, cele citotoxice. Deci complexul major de histocompatibilitate, o să desenăm aici ca un fel de formulă, întotdeauna MHC1 se leagă de limfocit T-citotoxic CD8 pozitiv. Nu e singurul complex major de histocompatibilitate, mai există și unul de tip 2, care nu e prezent pe toate celulele. De aceea v-am spus, MHC-ul e pe orice celulă care are potențialul de a fi compromisă și atunci semnalizează către poliție care e limfocitul T-citotoxic CD8 pozitiv. MHC2-ul se lega, dacă mai țineți minte, de limfocitul pe care tocmai vorbim, limfocitul T helper CD8, mă scuzați, limfocitul T helper CD4 pozitiv, pe care l-am făcut cu Garden Park. Limfocit T helper CD4 pozitiv. Deci tot timpul MHC1 se leagă de limfocit T citotoxic CD8 pozitiv, tot timpul MHC2 se leagă de limfocit T helper CD4 pozitiv. Această legare așadar e doar pentru celulele care pot să prezinte antigen, cele care prezintă MHC2. Doar ele au pe suprafață, pe membrană, MHC2. Celelalte, toate celulele, au MHC1. Bun, și asta se întâmplă în mod normal. Să zicem că celula e compromisă. O să scriem aici cu roșu. Compromis. Da? Trebuie să o scoatem de pe linia de producție. Și atunci, în mod normal, MHC1 intră în acțiune,
ar trebui să prezinte acest epitop către limfocit T citotoxic CD8 pozitiv, care să vină și să distrugă această celulă prin acțiune citotoxică, că asta face limfocitul T citotoxic. Dar virusul HIV are un mecanism extrem de perfid prin care dejoacă această acțiune de curățare a celulelor compromise. Discutam de această secvență de citire a materialului genetic, NEF. NEF-ul duce la sintetizarea unei proteine inhibitoare a MHC1. Motiv pentru care MHC1, să facem cu roșu, va fi inactivat. Deci, nu mai poate să semnalizeze către limfocitele T-citotoxice faptul că a intrat avem un intrus pătruns în celulă care a compromis celula și ar trebui să fie distrusă ca să nu permite mai departe multiplicarea. Acest lucru nu se poate inhibat și atunci limfocitul nu va acționa. Și ce se întâmplă? Celula mai departe va fi folosită de virusul HIV pentru multiplicare. Deci dejoacă sistemul nostru de distrugere a celulelor compromise ca să poată mai departe să-și încheie ciclul de replicare. Și hai să facem pe scurt încă o dată structurile, inhibând așadar MHC1, o să se citească materialul acela al genomului proviral, o să avem din INV, avem glicoproteina 41, avem glicoproteina 120, avem nucleocapsida în care se va încastra acest material, o facem invers așa cu tavanul jos, ne interesează P24, P7, avem P17 care va încercui toată nucleocapsida și în interior din pol aveam revers transcriptaza, integraza și proteaza. Și la final, eu voi reuni toată această structură care va merge, va tranzita ușor-ușor când toate aceste fragmente ale viitorului virion sunt deja mature și sintetizate în forma activă, ele vor tranzita către membrana acestei celule SEL. Macrofag încă o dată sau limfocite helper CD4 pozitiv. De ce? Virionul nu își va sintetiza singur membrana. Ați observat că am discutat despre nucleocapsidă cu proteinele sale, am discutat despre materialul genetic, am discutat despre enzimele esențiale, am discutat de glicoproteine care realizează atașarea și fuziunea pentru pătrunderea într-o altă celulă, am discutat de matrice care protejează toată structura, dar n-am discutat de sinteză de membrană. De ce? Iar shiftez spre dreapta. Pentru că acest nou virion va smulge, și o să șterg acum un pic structura peretelui limfocitului, o desenăm din nou. Deci, asta e membrana celulei a limfocitului sau a macrofagului. Și va smulge o bucată din membrana limfocitului sau a macrofagului pentru a-și forma membrana virionului. Și în interior aici va fi nucleocapsida, vom avea mai departe matricea și proteinele de pe suprafață. Da? Mai fac doar două, 41 și 120, căciulița. Bun, și mai departe, așadar, se va desprinde cu membrana din celula self. Deci va avea membrana aceasta în interior, din nou, nucleocapsida cu acele enzime, nu le mai desenez, matricea și proteinele de pe
suprafața, cele de fapt glicoproteine. De ce e important să știu asta? Pentru că îmi dau seama că, de fapt, cu fiecare replicare, eu smulg o parte din membrană. Și ăsta este unul dintre mecanismele prin care virusul HIV duce la scăderea numărului de limfocite T helper CD4 pozitive. Ca am zis, în cursul infecției HIV, avem un status de imunodeficiență când numărul de limfocite T helper CD4 pozitive, detectorul meu al imunodeficienței, scade drastic. Și în acel moment scade drastic pentru că a fost distrus prin ruperea cu fiecare replicare a unei bucăți din membrană și la un moment dat, evident, numărul de centimetri sau de milimetri, de micron de membrană per total a tuturor limfocitelor e prea mic și acele limfocite intră în apoptoză, în moarte celulară programată, pentru că au o structură mult prea redusă de membrană. Li se rupe prea mult din membrană cu fiecare nou virion sintetizat. În al doilea rând, virusul are și o acțiune citotoxică directă. Deci virusul când pătrunde în celulă, eliberează și niște produși toxici care pot să agreseze direct celula SELP. Și în al treilea rând, am mecanismele intrinseci ale celulei care încearcă să inducă apoptoză celulei SELF în momentul în care am încastrat acest material genetic. Bineînțeles că pe măsură ce scade acest număr de limfocite T helper CD4 pozitive, nici nu mai are unde acest virus HIV să se replice. Dar în acea fază deja nici nu mai contează numărul de copii de virus HIV, pentru că fiind într-un status sever de imunodeficiență, în acel moment sunt foarte expus, am spus, la infecții oportuniste și la diverse neoplazii. În momentul în care scade critic acest nivel, intru în acel status al pacienților infectați HIV denumit SIDA sau în engleză AIDS. Adică Acquired Immunodeficiency Syndrome, sindromul de imunodeficiență dobândită, nu congenitală. Și acum, am făcut întreaga schema virusului, am văzut care sunt mecanismele prin care se atașează, intră în celulele organismului uman și profită de materialul genetic pentru a-și face multiplicarea și a-și sintetiza noi virioni și apoi cum rupe o parte din membrana celulei care l-a ajutat să se multiplice pentru a-și face, de fapt, nou virus HIV care va fi eliberat și va migra prin circulație pentru a inocula un alt limfocit sau macrofag. Dar, de ce am discutat toate aceste structuri? Pentru că există, dintre antiretrovirale, care am zis că sunt niște medicamente extrem de eficace în reducerea ratei de transmisibilitate și, de asemenea, în reducerea ratei de progresie către status de imunodeficiență severă, adică acel status SIDA, dacă sunt inițiate încă din fazele incipiente, ele trebuie inițiate oricând pe parcursul infecției. Dar dacă le inițiez în momentele incipiente, șansa mea de a nu ajunge la o depleție severă de limfocite T helper CD4 pozitive e una foarte mare, mult mai mare. Ați văzut că în Marea Britanie 98% dintre pacienții care aveau terapie antiretrovirală ajunseseră la dezideratul nostru, adică supresie virală. Să nu mai avem copii de RNA HIV. Adică el e prezent în niște rezervoare celulare, dar nu se mai multiplică mai departe, îl ținem pe loc sub observații. Și aceste medicamente antiretrovirale sunt din mai multe clase. Și avem mecanism de contracarare la nivel, acum shiftăm pe whiteboard către zona unde am făcut atașarea. Deci unde avem mânuțele mari.
ale glicoproteinei 120. Și o să desenez, acum nu prea mai am culori. O să desenez cu negru locul unde putem acționa. Putem acționa pe atașarea din a doua fază cu CCR5. Există medicament dedicat pentru această acțiune. Putem acționa pe resortul glicoproteinei 41. Avem medicament care inhibă această fuziune a membranei virusului cu membrana celulei în care se va multiplica. Și avem cele mai importante clase de antiretrovirale, cele care nu trebuie să lipsească din schema de terapie a acestor pacienți. O secundă să mă mai uit și la chat. Au fost doar indicații de orientare. Bun. Există medicamentele esențiale din terapia antiretrovirală, care spuneam trebuie să fie la orice fel de pacient în schema de medicație. Și ele sunt, se numesc, o să scriem acum cu albastru. Suntem în zona unde am desenat revers transcriptază. Am zis că aveam un capăt, mai facem o dată, la revers transcriptază, aveam un capăt care avea ca un lipici, un super glue, l-am făcut cu portocaliu, și un capăt care realiza scindarea celui de-al doilea frame de ARN. Există, facem cu albastru, inhibitori non-nucleozidici de revers, o să scriu așa ca să ne amintim de unde e, transcriptază, și avem inhibitori nucleozidici sau nucleotidici de revers transcriptază. Ce înseamnă asta? Începem cu inhibitorii nucleozidici sau nucleotidici de revers transcriptază, deci cei de jos, care sunt cei mai importanți. În cursul acestui proces de atașare a fiecărui noi nucleotide la acel lanț prin revers transcriptază, când generăm acest material ADN din ARN, o să mergem acum în dreapta de tot, ca să desenăm de la zero. Avem o grupare fosfat, la care avem atașată nucleotida cu riboză dacă vorbim de acid ribonucleic și dezoxiriboză dacă vorbim de acid dezoxiribonucleic. Și o să facem cele trei structuri în felul acesta. Deci, grupare fosfat, nucleotidă și riboză dacă vorbim de ARN, cea cu roșu în jos. În momentul în care acționează revers transcriptază pe ADN, deci o să zicem că e dezoxiribosă. Avem revers transcriptază, am zis că are acel capăt cu superglu. Da? În zona finală a acestui complex de nucleotide avem o codiță. Am făcut-o cu verde. Se vede? Se vede codița? Da, se vede. Se vede. Bun. Această codiță reprezintă o grupare hidroxil. De această codiță se va lega următoarea nucleotidă. Deci aceeași structură, exact la fel. Iar avem o codiță și tot așa. Însă, la un moment dat, pot să inserez, asta au gândit cercetătorii de laborator, oare aș putea să introduc o nucleotidă care are aceeași structură ca nucleotidele din acest lanț, din șiragul de ADN format de revers transcriptază, care să fie identică, dar care, după ce am atașat, eu nu o să o fac chiar identică ca să știm despre ce vorbim, o fac un negru complet. Deci atașez o altă nucleotidă, dar care, din punct de vedere
al revers transcriptazei și al celulei e absolut identică. Are aceeași secvență de material genetic. Nucleotida e absolut la fel, nu e diferită din punct de vedere al structurii. Însă, în capăt, ea ar trebui să aibă codița. E, în această situație, nu mai am codiță. Și dacă nu mai am codiță, revers transcriptaza nu mai poate să lipească următoarea nucleotidă. Și atunci s-a încheiat tot procesul de realizare a lanțului de ADN. Deci pot să periclitez formarea lanțului de ADN prin inserarea unui intrus. Încerc și eu să contracarez mecanismele de replicare ale virusului. Introduc un intrus care nu e perceput, nu e detectat, nu e eliminat din șirag, se atașează de nucleotida anterioară, dar nu mai permite atașarea altor nucleotide. Și aceste medicamente există, sunt extrem de eficace și sunt cele mai importante antiretrovirale și se numesc inhibitori nucleotidici sau nucleozidici de revers transcriptază. De ce nucleotidici sau nucleozidici? Depinde de numărul de faze în care substanța activă devine activă și ajunge să se insere în acest lanț, compromițând replicarea. În cazul unora avem nevoie de două faze, în cazul celorlalte avem nevoie de trei faze, inhibitori nucleotidici sau nucleozidici. Nu intrăm în detalii, atât ne interesează. Un alt mecanism de contracarare, am spus că este prin inhibitori, o să-i facem cu negru de data asta, ca să vedem unde acționăm cu ei. Inhibitori non-nucleotidici de revers transcriptază. Deci mecanismul nu e același. Nu avem niște nucleotide care se camuflează, se inseră în lanț și blochează înlănțuirea mai departe. Nu. De această dată, acțiunea inhibitorilor non-nucleozidici de revers transcriptază este direct pe capătul cu superglu al revers transcriptazei. Ce face? Efectiv, îmi strânge acest tub de superglu, l-a strâns și nu mai curge niciun fel de lipici aici. Deci nu mai poate să adauge și să lipească noi nucleotide în secvență, acționând în acest fel direct pe capătul revers transcriptazei. Și se numesc inhibitori non-nucleotidici pentru că nu au secvențe nucleotidice, ci au direct o acțiune distructivă pe acest capăt de polimerizare. Aceasta este o clasă foarte importantă, a doua ca importanță după clasa de inhibitori nucleotidici sau nucleozidici de revers transcriptază, care v-am spus trebuie să nu lipsească la niciun fel de pacient cu infecție HIV. Și mai există, de asemenea, acum ne întoarcem la zona din centru, ca să zic așa, unde am scris INV, GAG și POL la secvențele de citire. Aici există, bineînțeles, așa cum vă așteptați, și inhibitori de integrază. Deci îmi inhibă acțiunea integrazei, îmi distrug integraza. Eu am apucat să sintetizez prin polimerizare, prin atașare de nucleotide, lanțurile de ADN din materialul ARN al virusului HIV, dar el nu mai poate să se încastreze în materialul genetic al macrofagului sau al limfocitului. Și atunci degeaba s-a sintetizat, că nu va putea mai departe să dea naștere la noi virioni. Și există, de asemenea, și inhibitori de protează. Desenez aici jos, inhibitori, vreau să-i facem cu verde, inhibitori de protează, care am spus că sunt importanți în ultima fază de replicare, pentru că dacă nu mai am protează, am tăiat proteaza, voi tăia acum, aici e o
etapă de desen foarte sensibilă, să vedem dacă nu ștergem tot. S-ar putea să ștergem tot, nicio problemă, mai desenăm una. N-am șters tot. Dacă mai fac o dată. Avem punțile unde am tăiat, locul unde acționează proteaza. Dacă eu inhib proteaza, nu mai am aceste locuri de tăiere și atunci rămâne integral polipeptida respectivă. Rămâne tot polipeptidul integral, care am spus că nu e funcțional. Deci, în viitorul virus HIV, el se va sintetiza, va rupe o bucată din membrană și va fi eliberat în circulație. Dar în circulație, el nu va avea proteine funcționare nucleocapsidare, matriciale, proteine funcționale, că am tăiat și aici, și aici acționează inhibitorul de protează. Nu. Nu vrem să colorăm, vrem să ștergem. Am inhibat și scindarea glicoproteinei 160, deci nu va putea virusul HIV, care e eliberat în circulație, să se atașeze de un alt limfocit sau macrofag. Și dacă a reușit asta, am tăiat și zona de la nivelul polipeptidei din urma translației secvenței POL și nu va putea, dacă prin absurd a reușit să se atașeze, a reușit să fuzioneze, a reușit să intre nucleocapsida în limfocit sau macrofag, nu voi putea să realizez revers transcrierea în material ADN, să-mi integrez materialul în materialul SELF și apoi să sintetizez proteine funcționale pentru viitorii virioni. Deci, acesta este elementul cel mai important. Faptul că voi putea să inhib în acest fel viitoarea replicare. Ok, s-a sintetizat acest virus, dar mai departe, virusul HIV nou format este imatur. Nu va putea să se replice. Așadar, încă o dată, cele mai importante clase sunt inhibitorii nucleozidici sau nucleotidici de revers transcriptază. Ei trebuie să fie prezenți la orice pacient infectat HIV, minimum două substanțe active din această clasă, obligatoriu, e punctul cel mai important, punctul pivotal din toată faza de multiplicare. Iar prima parte, ce am discutat de inhibitorii de CCR5 sau de fuziune de glicoproteina 41, ei sunt adăugați la celelalte clase, inhibitori nucleotidici sau nucleozidici, inhibitori non-nucleotidici sau inhibitori de integrază sau protează, în cazul în care pacientul dezvoltă în evoluție rezistență față de aceste clase medicamentoase. Există și această posibilitate și acest risc și atunci încerc să introduc alte medicamente pentru a mai bloca, pentru a mai contracara de asemenea și la un alt nivel. Deci nu numai la nivel de replicare. Încerc să blochez mai multe căi ca în orice patologie. Ați văzut că și în hipertensiune arterială mult mai bine reușim să controlăm o patologie, spre exemplu hipertensiunea arterială, prin acțiunea cu mai multe clase medicamentoase, cu inhibitor de enzimă de conversie, cu blocant de canal de calciu și cu diuretic tiazidic-like, deci primele clase, cu doze mai mici, prin mai multe mecanisme, decât cu o singură clasă cu doză maximală. Pentru că blocând la diverse niveluri în ciclu acelei patologii, am șanse mai mari să inhib tot mecanismul patogenic. Și asta stă la baza sintetizării tuturor acestor clase anti-virus HIV. De asemenea, pentru a bloca la cât mai multe niveluri, cu cât am mai multe locuri, ca la aeroport, mai multe locuri de check-up, mai multe filtre, cu atât am șanse mai mari să inhib replicarea acestui virus. Și vreau să vă mai arăt atât că probabil deja oboseala își spune cuvântul, vreau să revenim la prezentare și să vă mai arăt un lucru.
un lucru foarte important, mai ales pentru cei care nu ne vor însoți și la cele 5 cursuri de HIV. Acest lucru este foarte important în înțelegerea a cum ne plasăm în cadrul unei infecții HIV, în ce status suntem în acel moment, în acel context. Orice fel de rezultat pozitiv al anticorpilor anti-HIV impune clasificarea pentru pacienți conform. Adriana ne întreabă dacă medicații pentru creșterea colonilor de limfocite sau macrofaje nu se amenică dacă aș crește în urmă și eficace. Colonii formatoare, nu la asta te referi. Nu sunt prezentate în tratat, în cumar nu sunt prezentate și partea proastă ar fi că noi, într-adevăr, am reușit să avem un status imunitar adecvat. Dar până la urmă am oferit un substrat și mai mare acestor virusuri HIV de a se replica mai departe. Oricum sistemul imunitar e oarecum compromis. Și noi dacă punem la dispoziție noi limfocite, ele vor fi și ele inoculate de virus HIV. În paralel cu antiretroviral, asta e altceva. Da, aici am putea să inhibăm și virusul și să creștem numărul de colonii. Asta da, ar fi foarte bine. Dar nu sunt recomandate. Nu știu exact ce susține ghidul de boli infecțioase, dar în tratatul cu MAR nu se precizează nimic despre aceste clase de colonii formatoare. Nici pentru limfocite, nici pentru macrofagi. Într-un fel, și datorită faptului că dacă eu reușesc să inhib replicarea, adică nu se mai distrug, voi reuși neavând o acțiune de inhibare, de aplazie medulară, numărul de limfocite T helper CD4 pozitive cu terapie antiretrovirală eficace și instituită precoce, inhibând replicarea, va putea să ducă la sinteza din nou a unui număr adecvat, pentru că eu nu am aplazie medulară în această situație. Și atunci, de la sine, dacă reușesc să inhib această agresiune asupra limfocitelor și macrofagilor, măduva poate să sintetizeze mai departe un număr normal. Și asta se întâmplă la pacienți în momentul în care se inițiază terapia antiretrovirală, există o reducere a riscului de infecții. Deci, orice fel de pacient, când este depistat serologic pozitiv, știți că e cea mai cruntă veste, că ești seropozitiv. La ce se referă acest cuvânt? Seropozitiv, un adjectiv, practic. La faptul că au fost depistați anticorpi anti-HIV. Și anticorpii anti-HIV, nu intrăm în detalii când apar, doar atât vreau să vă spun că sunt de obicei depistați după câteva săptămâni, nu din primele faze. Am spus, spre deosebire de proteina nucleocapsidară P24, care poate fi identificată încă din faze incipiente. Și în momentul în care am pozitivitate la anticorpi, confirmată după ELISA prin Western Blot, deja pacientul este infectat HIV, e un pacient care va trebui să urmeze terapia antiretrovirală și să fie supravegheat îndeaproape. Cu ținta noastră, cu targetul de a avea supresie virală. Și el va fi clasificat conform acestei clasificări CDC sau OMS, adică CDC, bănuiesc că știți de la COVID, Center for Disease and Prevention Control. Mai avea o literă. Center for Disease and Prevention Control. Adică mai avea un cuvânt în denumire. Și OMS, Organizația Mondială a Sănătății, World Health Organization, au această clasificare, nu e complexă, dar care ne poate arăta exact unde se situează acest pacient. Am așa, trei coloane și trei rânduri. Rândurile se referă la numărul de celule CD4 pozitive, pentru că am zis că numărul de limfocite CD4 pozitive, limfocite T-helper, îmi arată exact cât de avansat este statusul de imunodeficiență în urma infecției HIV. În mod normal, eu trebuie să am peste 500. Dacă am peste 500, indiferent în ce coloană mă situez, alături cifra 1, ceea ce e de bine. Cu cât cifra e mai mare, cu atât statusul de imunodeficiență e mai avansat.
Cifra 2 este pentru pacienții care au număr de limfocite T helper CD4 pozitive între 200 și 499, iar sub 200, deci de la 199 de celule limfocite T helper CD4 pozitive, alături cifra 3 și sunt deja într-un stadiu sever de imunodeficiență în care e posibil să apară rapid infecții oportuniste sau neoplazii. Ce avem la coloane? La coloane avem așa. Prima coloană, care înseamnă pacient asimptomatic, deci niciun fel de simptom asociat infecției HIV. Și aici, da, Alina. Alina ne întreabă pe chat dacă testele de generația 4 pot detecta mult mai repede anticorpii. Îi detectează mai repede decât testele de generația 3, dar cel mai important lucru e faptul că ei conțin, am spus, și antigenul P24. Poate să detecteze antigenul P24, care apare încă din primele zile, săptămâna 1, săptămâna 2, până încep să apară, să se sintetizeze de către sistemul imunitar și anticorpi. Am o fereastră imunologică. În această fereastră nu am decât antigen. Sigur că ei pot detecta, cu cât sunt generații mai noi, pot detecta anticorpii încă din faze ceva mai rapide. Dar mă interesează această generație a patra pentru că ea cuplează inclusiv capacitatea de detectare de antigen P24. Bun. Așadar, prima coloană reprezintă pacient asimptomatic, indiferent dacă simptomele despre care discutăm sunt simptome acute, și o să vedem care sunt acestea, sau simptome datorate unor infecții oportuniste, neoplazii și alte afecțiuni sistemice. Că discutam în ultimul slide, înainte de whiteboard, înainte de structura virusului, că în momentul în care avem o infecție HIV, pacientul dezvoltă, fără niciun fel de șansă dacă nu are terapie antiretrovirală, aceasta este evoluția naturală a infecției, dezvoltă diferite comorbidități sistemice, afecțiuni cardiovasculare, renale, neurologice, psihiatrice, digestive, cutanate, etc. Extrem de multe. În cazul în care discut de un pacient asimptomatic, mă refer la o persoană infectată HIV care nu are niciun fel de simptome, nici acute, nici ale unei complicații a infecției HIV. Sau limfadenopatie generalizată persistentă, care e o posibilitate de evoluție în primele săptămâni post-infecție cu virusul HIV. Poate să apară aceste limfadenopatii generalizate persistente. Persistente pentru că durează o perioadă foarte îndelungată. Sau infecție acută HIV. Deci, în momentul infecției acute, pot să am un pacient asimptomatic, pot să am dezvoltarea un pic mai tardiv, după câteva săptămâni, a limfadenopatiei generalizate persistente, sau a infecției acute HIV. Infecția acută HIV care poate să îmbrace forma unor erupții variate, extrem de heterogene. Nu există doar un singur tip de erupție care este caracteristic pentru infecția acută HIV. Poate să îmbrace orice fel de formă, la fel cum putem să ne amintim despre exantem, despre erupțiile din infecția cu treponema pallidum. Și în sifilis, când vorbim de erupțiile cutanate, ele pot să îmbrace orice fel de formă. Aceste erupții însă se remit de la sine, dispar după câteva zile sau săptămâni și pacientul, dacă nu continuă să se testeze pentru anticorp și uită de acea erupție, e posibil să dezvolte o infecție dormant și să fie asimptomatic după infecție acută dacă nu a băgat în seamă acele semne, acele erupții de la început și să ajungă să prezinte din nou simptome în momentul în care dezvoltă deja complicații. Așadar, oricare dintre aceste trei situații, pacient asimptomatic sau cu limfadenopatie generalizată persistentă,
sau cu infecția acută HIV, acea erupție, plasează pacientul în categoria A, la care se va alătura o cifră în funcție de numărul de limfocite T helper CD4 pozitiv. Nu o să vă așteptați, dar sărim direct la categoria C. O să vedeți de ce. Categoria C, această coloană C, reprezintă statusul sever de imunodeficiență al pacientului, de obicei asociat cu număr foarte mic de limfocite T helper CD4 pozitive, dar nu e obligatoriu. Vedeți că poate să fie C1, unde numărul e peste 500 de limfocite T helper CD4 pozitive, în care pacientul este deja în status de imunodeficiență severă, adică este în statusul SIDA. Și ce înseamnă definirea statusului SIDA? Se află un pacient în status SIDA atunci când este infectat HIV și a dezvoltat una dintre următoarele complicații. Și le avem listate în acest tabel. Orice fel de afecțiune, complicație asociată infecției HIV din acest tabel plasează automat pacientul în statusul SIDA. Trecem prin ele rapid. Candidoza căilor aeriene, candidoza esofagiană, dar o infecție care în mod normal apare doar în status de imunodeficiență. Carcinom invaziv cervical, coccidomicoză diseminată sau extrapulmonară, criptococoză extrapulmonară, criptosporidiază, cronică intestinală, aici avem o diaree severă de minim o lună, infecție cu citomegalovirus, care poate să aibă diferite sedii. Aici ne interesează seriile care exclud afectarea hepatică, splenică sau ganglionară. Nu înseamnă că nu avem și acolo localizarea infecției, dar pentru a fi status SIDA trebuie să avem infecție dovedită cu CMV în alte sedii decât cele trei. De exemplu, retinia. Retinita CMV automat plasează pacientul în status SIDA. Encefalopatie HIV, herpes simplex cu ulcerații cronice minim o lună, histoplasmă, izosporiază cronică, intestinală, din nou, durată lungă, persistentă. Trecem la neoplazii. Am mai avut și aici carcinom. Sarcom Kaposi. Sarcomul Kaposi este un tip de neoplasm care, în mod normal, la o persoană cu un status imunitar competent, nu se poate dezvolta. Rata de dublare a acestei tumori, sarcom Kaposi, este extrem de lentă. Motiv pentru care, în mod normal, un sistem imunitar competent ar contracara aceste celule neoplazice încă din stadii incipiente. Sarcomul Kaposi este o neoplazie care se poate dezvolta doar în contextul unui status imun afectat. Limfom Burkitt, un tip sever de limfom, limfom imunoblastic, limfom primar cerebral, trecem iar la infecții oportuniste, Mycobacterium avium intracelular sau Mycobacterium kansasi, deci avem micobacteriile care sunt non-tuberculoase, Mycobacterium tuberculosis cu orice localizare, Mycobacterium cu alte specii sau specii neidentificate, deci și mai izolate decât kansasi sau avium intracelular, pneumonie cu pneumocistis jelovecii, din nou, pneumonia cu pneumocistis carini, din care subspecia este pneumocistis jelovecii, se dezvoltă doar la persoane care au un status de imunodeficiență. Altfel, acest pneumocistis, acest agent patogen, nu ar putea să dezvolte pneumonie dacă statusul imunitar este în parametri normal. Ar fi imediat contracarat. Deci nu se grefează decât pe pacienți imunodeprimați, imunocompromiși, pneumonia cu pneumocistis jiroveci. Trebuie să țineți minte că orice fel de pneumonie cu pneumocistis jiroveci nu poate să apară decât la un pacient imunosupresat. Pneumonie recurente, aici nici nu mai e menționat germenele, leucoencefalopatia multifocală progresivă, o afectare neurologică severă care poate să ducă până la o atrofie
extrem de importantă cerebrală, septicemie recurentă cu salmonela, toxoplasmoză cerebrală, emaciere, cachexie asociate HIV. De ce? E o boală infecțioasă cronică ce produce sindrom consumptiv. Produce o epuizare a rezervelor de substrat energetic, întrucât e o permanentă replicare și o permanentă inflamație menținută. Bun, am trecut prin tot tabelul. Orice fel, așadar, de comorbiditate asociată infecției HIV la acel pacient din acest tabel, deja definește statusul ca fiind SIDA. Deci, orice fel de astfel de afectare la pacientul infectat HIV îl plasează în coloana cu prognosticul cel mai negativ, condiții clinice asociate SIDA. Și de aici, panta este doar descendentă. Acum, a rămas coloana B. Dacă pacientul nu este în condiție asimptomatică, limfadenopatie generalizată persistentă sau infecție acută HIV, adică acea erupție polimorfă, și nu are vreo infecție oportunistă sau neoplazie care să-l califice drept SIDA, orice fel de alte comorbidități prezintă în afară de cele din tabel, îl plasează în coloana B, adică afecțiunea asociată HIV, altele decât cele acute sau cele de status de imunodeficiență severă. Și aici avem, în legenda tabelului, câteva exemple. Angiomatoză bacilară, candidoză orofaringiană, leucoplazie, vedeți, candidoză orofaringiană. Un lucru pe care îl mai găsim prezent și la alți pacienți, nu doar cei infectați HIV. Deci o mare diferență între candidoză orofaringiană și candidoza bronhilor, traheei, plămânilor sau esofagului. Asta deja plasează pacientul într-un stadiu și un status mult mai sever, SIDA. Leucoplazie păroasă orală, herpes zoster, pe mai multe dermatomere, purpură trombocitopenică idiopatică, listerioză, deci infecția cu listeria monocytogenes, indiferent de localizare, boală inflamatorie pelvină sau neuropatie periferică. Sunt doar niște exemple, da? Deplasarea pacientului în această coloană B. Bun. Și, bineînțeles, încă o dată, dacă n-am subliniat destul până acum, în absența terapiei antiretrovirale, evoluția finală, inexorabilă, fără niciun fel de posibilitate de a shifta spre alt scenariu, este cea sumbră către imunosupresie, cu dezvoltarea apoi a infecțiilor oportuniste și a acestor neoplazii.